Să mă bată mama mea. Zici că e bidon de țuică, coaie. Zici că e bidon de țuică. Cine are perete așa vopsit în cameră sau unde a filmat? După cum e barba aia. Și zis micuțul, dar nu e vocea. A, micuțul e ca un bidon de țuică. Nu, că i-a făcut, capul mai mare. Mamă, domnule Cosmin Nedelcu, eu știu că... Salutare și bine ați venit la noul sezon al emisiunii Vezi-ți de glumă, emisiune care îți testează cunoștințele în ale comediei, emisiune care te pune față în față cu necunoscutul. Bă, update de la sezon la sezon. Săptămâna asta l-am invitat pe omul care are mai multe montări de corturi în vamă decât programări la frizer. Oameni buni, această Oana Zăvoranu fără păreri, Mirel Popinciuc. Salut, Mirel! Salut, salut, mă! Ce faci, Mirel? Mamă, bine! Zi o răutate despre mine, că te-am văzut, ești ceva, ești nebun cu alea. Zi! S-a apucat Ernest de copywriting, că asta cu la început a fost, știi? Ah, da, exact. Hai, fă-mă să râd. Mamă, mă uit la alea tale, la roast battle-uri, de capul, ce le faci la nebunea, ești nebun tare. Nici eu nu știu de unde îmi vin, frate, uneori chiar. Mă uitam la antena, a avut antena de Revelion, au făcut totul și palat de roast. Eram, bă, man, drăguș ce faceți, dar de-ar fi Popinciuc acolo, nu s-ar difuza niciodată. Da. Niciodată pe TV nu s-ar difuza. Ce faci, Mirel? Bine, dar tu ce faci, o pizza bună asta? Face pizza? Are acolo în Dristoro, în restaurant, în pizzerie. Ei, nu face el. Adevărul că numai de Revelion apare. Ce faci? Zi, în restul timpului cine știe ce-i blat în vârte? Ce, urmărește misiunea asta, Popinciuc? Bă, da. Vrei să zic Mirel sau Popinciuc? Scuze-mă. Vreau să spun Mirel sau Popinciuc? Cum preferi? Care e numele tău de scenă? Mirel Popinciuc. Care numele, dacă ar fi să zici, bă, frate, trebuie să ai doar un nume pe afiș, ar fi? Mirel Popinciuc, cred că da? Cu asta o să mergi. Bă, cum, bă, decât prefer, mi s-a mai zis Țiganul, mi s-a mai zis în multe feluri, adică Popinciuc sau Mirel e chiar un upgrade la orice am primit până acum. Te-am căutat pe LinkedIn și ești Cristian Mirel Popinciuc. Păi așa trebuie, cu tot numele și din buletin, că așa m-a obligat ăștia de la muncă. Dar de ce ai ales... Mirel și n-ai ales. Și nu Cristian? Da. Păi, bă, învățătoarea din clasa 1, doamna Jenny, o salut pe această cală. Doamna Jenny, dacă vă uitați. Doamna Jenny, dacă vă uitați, v-ați pișat puțin pe viața mea, dar... Cariera mea vă datorez, doamna Jenny. Cristian, câți mai erau în stand-up? Mai e Cristi Popescu, mai e... Dumitru, da, pe... Cristian Dumitru. Mirel? Da. Bă, cum s-a gândit eu, la eu tine, mă, s-a gândit la stand-up? Dar nici n-aveam doi Cristi în clasă, asta a fost. Efectiv, a zis, te cheamă Mirel? Mamă, mie îmi place Mirel, ai că așa zice, mi-ești nebun. Ce influencer. Și am fost, da, un zim că e ok, am 7 ani, o să iasă bine. Da, mersi mult că m-ai chemat, mersi mult. Bă, oricând, Mirel, oricând ai zis, eu te-am chiar chemat să zici de mine chestii, că e răutăți. Bă, chiar n-am pregătit nimic, m-am gândit dacă să pregătesc și după aia mi-am pus întrebarea, bă, îmi pasă atât de mult. Merită cârje? Asta zic și m-am gândit că, bă, lasă-mă că scot eu, îmi dai tu motive pe parcurs, știi? Dar urmărește, știi emisiunea? Da, da. Deci, chiar îmi place formatul. De unde l-ai furat? Foarte bună idee de format. Tu m-am gândit de unde. Ți-am trimis pe WhatsApp 12 oameni, dintre care doar 8 mi-au trimis glume despre tine. E unul surpriză. Upgrade la ăla surpriză, e și fața modificată de la domnul Micuțu, că am pus ăsta și dacă mai facem un click. Că a mers bine la cu Micuțu și am zis, bă, iau hanorac cu Micuțu, dacă crede vreunul că iese Micuțu din sufletul meu. Bă! Asta o să întâmple, știu? Cine crezi că n-a trimis glumă de acolo, Mirele? Bă, mi-ar plăcea mult de tot să cred că Adrian Nicolae a trimis, dar cred că el n-a trimis. Da, sunt de acord. Da, arunca la buză așa. Bă, asta e, Bordea și Cortea au fost în turneu zilele astea. Cred că s-ar putea să-mi fi trimis unul din ei, că și așa am fost plecat cu ei și astea, dar... Ar fi frumos oricum, că-s prieteni tăi până la urmă. Foarte frumos, ne și jucăm Warzone, dar... Bă, Bilz clar a trimis și o să fie ușor și de-abia aștept să-l recunosc. Păi asta că l-am dat pe speed 180. Da, nu știu, dar de-abia aștept la Bilz clar o să fie, bă, el, eu n-are cum. Bun, deci doar Adrian Nicolae te-ar surprinde. Bă, da, și Frânculescu m-ar surprinde, să știi. Să-și bată de mine așa. Că are, sunt convins că are. N-a avut ocazie să-și bată pula de mine prea des până acum, așa. N-a avut sau a avut? Pe internet? A, nu. La roast battle mi-a zis una, două, dar așa, de treabă. Soft, tare, da, soft. Da, aici am aștept să... Ești pregătit să dăm cu prima glumă, Mirel? Gata, frate, dă-i. Din nou, n-am uitat să zic, avem două recorduri. Unul, cel mai slab Micuțu, 4, foarte ușor de bătut recordul ăsta. Și Ioana, Luiza și Dărcea au avut 6, ăla e apogeu. E greu. Eu mă arunc pe 3 ca să fiu surprins dacă o dau mai bine.
Și așa o să-ți auze numele în fiecare episod. La trei, cel mai slab. Și zic și Mirel Popi. Cristian Mirel Popinciuc, o să zic de fiecare dată. Dăm cu prima glumă? Dă-i, frate. Știți ce mașini preferă vedetele de muzică populară? Fordu Iancu. Cred că știu cine e, doar după râsul ăsta de final. M-a ajutat foarte mult, băia de treabă. Poți să pun de ori, de câte ori vrei, Mirele? Mai dă-i o dată. Știți ce mașini preferă vedetele de muzică populară? Fordu Iancu. Poate să fie oricând surpriză, Mirel. N-ai pus-o prima în niciun caz. Știu eu, ne știm de mult. Ia zi. E băiatul meu, Nelu Cortea. Noul tău prieten de live-uri, frate meu. Colegul meu în arme. Știți ce mașini preferă vedetele de muzică populară? Fordu Iancu. Este, mă, băiatule. Silly joke. Era așa acolo, muzică Râsul populară asta. Și asta cu muzică populară. De când are beef cu muzica populară, doar glume de astea face. Foarte frumos. Ai unul din unul, Mirel. Deci numai în sus, frate. Mergi în sus, dar tu e prima oară când ești la o emisiune la care nu te prezintă Adrian Nicolae. Mă gândeam, ți se pare că mergi puțin în jos în carieră? Mamă, că și tu ai potențial. Da, frate, dar să vii așa la o emisiune la care nu te prezintă nimeni. Da, da. Nu mă cheamă nimeni nicăieri oricum. Păi unde? A fost o glumă răuț? Asta zic că... Să pui toate aparițiile mele și o să vorbesc acum mai mult decât în toate. Deci eu sunt mai mult decât satisfăcut. Unul din unul, Mirel, ai șanse foarte mari să... Puțini au început atât de bine. Puțin. Vezi, nu, cred că chiar ajută că filmăm chestia asta la 9 dimineața în Bragadiru. Adică chiar simt că mă ajută. Dimineața pare că sunt mai fresh, așa sunt pe ele. Fii atent gluma doi, Mirele. Ia, frate. Dacă Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu și-ar face o emisiune de gătit în pușcărie, știi cum s-ar numi? Șef la șișuri. Deja știu cine e, pot să mai las așa puțin, mamă, bă, cine, mă, cine e cu șișul ăsta? Yeah. Dacă Bontea, și Scărlătescu și-ar face o emisiune de gătit în pușcărie, știi cum s-ar numi? Șef la șișuri. Mergea, asta e o glumă pe care aș face și eu, de asta. Ia zi. Îți zic, ți-o dau direct? Final, ia. Bogdan Drăcea, frate. Bogdan Drăcea? Păi ce asta? Asta, bă. Dacă Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu și-ar face o emisiune de gătit în pușcărie, știi cum s-ar numi? Șef la șișuri. Ce am râs, arăși puțin. Și nu te-ai dus în zona aia altă unde am crezut eu că o să mergi? Nu, după voce nu. La Bilț o să-ți dai seama, n-ai cum să nu-l recunoști pe Bilț. Asta era un discurs... succint, exact. Frumos, organizat, adică a avut început, a avut încheiere. Bă, nu se poate, mă. Deci, nu te-am indus în eroare. Am zis că, dacă fur. Na. Chiar bine, mă, eu zic că suntem bine. 2 din 2. Rău. Oare merit? Mirel, tu arăți și ca omul care ar pune bani în cutia Milei, dar și ca omul care ar sparge cutia Milei. Urmează întrebarea. Când ai fost ultima oară la biserică și cu ce motiv, Mirel? Mi-ai dat greu mâncața. Greu rău de tot. Hai să vadă toți fanii mei creștini pe cine am adus invitat. Câți ani am? 25? Am 25 de ani. Așa mi-arată aici. Așa. Aici la așa. Invitat zice că da. Așa îmi scrie în buletinul ăsta de ți l-am furat. 25, ia zi. Bă, cred că să fi fost vreo 5 ani. La un botez, cred. La un botez, la o cununie. Știu că a fost foarte penibil la o cununie. La o cununie. Am fost și asta e problema, că de fiecare dată când am fost la botez în ultimii 10 ani, am fost și cavaler de onoare sau ceva. Și a trebuit să stau, să stau cu lumânarea aia, să-mi pice ceară pe palmă. M-am plimbat în jurul mesei cu oamenii de mână, în horă, în astea. Nu înțeleg, nu o să înțeleg niciodată obiceiurile astea. Păi poate de asta tu nu mai mergi la biserică. Crezi că toate... Nu de asta, dar n-a ajutat. Se întâmplă, adică am fost... Adică nu-ți dă încredere. Mamă, ce mișto la biserică când îți faci toate căcaturile alea. Da, dar da. Mirel, crede-mă, dacă vii cu mine, am eu una la care nu facem chestii de alea ca că mergem. Da? Stăm cu mine. Dar ce biserică mergi tu, mă, frate? Aici, lângă penticostal. Mirel, da? E de penticostal. Și e repăr așa ăla care prezinte? E mai trepăraș, da? Preotul, mă știu că... Astea cum îți plac și ție astea așa. Gang, gang, gang.
Nu ai voie să ai lumână rămâne, că nu poți să faci așa. N-ai cum. Zi, mă, deci atât de târziu ai fost la biserică. Atât de târziu? Atât de demult. Da, mama da, ta da. Ce părere de ai mult despre asta? Iar plăcea să merg mai des, dar mă lasă să-mi trăiesc viața, în principiu. Nice. Crezi că o să se întâmple la un moment dat să-ți schimbi orientarea? Orientarea spirituală? Religioasă? Da, da. Crezi după 60 e posibil, cred. Atât de târziu? Da, da. Aproape de moarte, consider că majoritatea atunci își întorc fața către... Până atunci am nu pot să zic neapărat, dar am sticle de bere de băut, am femei de există curtat. Există biserică în Vamă? Da, există biserică în Vamă. Lumea chiar s-a dus de înălțare, s-a dus și a luat lumină de acolo. Ce cred, terminați. Eu n-am fost, da, nu susțin această inițiativă chiar. Oribil. Hai să trecem la gluma 3, am înțeles cu biserica. Hai, că asta cu biserica asta, da. Hai, pe asta o tem. Gluma 3. Asta... Gluma 3. Ai două din două, Mirele, să moară familia. Bă, sunt bine rău. Dacă îți bați soția când muncește de acasă, se numește violență domestică sau accident la locul de muncă? Uite, vezi, aici e mai greu puțin. Are discotecă în spate, nice. Dacă auzi. Bilț nu e. Bun. Pe asta putem să o scoatem în direct. Nici Virgil nu e, nici Frâncu nu e, nici Bordea nu e. Aia, că mi-a eliminat pe toți. Bă, eu am văzut, m-am uitat mult la emisiunea asta. Și acum asta. Pe ecran apare X. Nu pierzi doar timp pe edit. Zi. Mai pune o dată. Dacă îți bați soția când muncește de acasă, se numește violență domestică sau accident la locul de muncă? Bă, îmi pare rău că o să ciupesc și pe asta, mă. Chiar o ciupesc, să mă rău de nu o ciupesc. Mamă, Mirele, fac top din nopți, să moară băieții. Mă lași să o ciupesc? Bă, lasă că am văzut că și la alții s-au dus bine de la început. O să zic vărul meu Florin Gheorghe, fără îndoială. Nu. Dacă îți bați soția când muncește de acasă, se numește violență domestică sau accident la locul de muncă? Că ești gura lui cu freza asta. Băi, Johnny, s-a gelat. Socheres. S-a gelat băiatul frumos, s-a luat geaca aia de piele bună. I-a păsat, mă, vezi? Asta înseamnă. Unde-i frate pentru frate? Mirele, ai trei dintre ei. Am trei dintre ei, frate. Bă, nici mie. Chiar mă așteptam să fie pagubă rău. Și tare mi-e cuciupe și pe următoarea. Zici? Asta e mai... Ai lăsat-o tu mai ușoară? Îi dăm direct? Dă-o morții. Sunt pe val? Da. Oare sunt pe val? Cu ce se dă un DJ ce după a pus? Ce se bărbierește? Cu after party. Ce glumă. Ia nivelul glumei. Party. Ia nivelul glumei. Bă, asta pe astea pițigăiate mai... Cu ce se dă un DJ după ce se bărbierește? Cu after party. Mai ai și subliniat de pe nivelul glumei? Îmi cer mii de scuze, dar m-aș arunca în barbă, dar îmi parcă pițigăiala asta nu e... Ia. Mai dă-i o dată. Cu ce se dă un DJ după ce se bărbierește? Cu after party. Bă, pe frazare. Surpriză, poate ar fi Frâncu. Ok. Oricum Nicolae poate să fie surpriză, Mirel. Bordea nu e. Barbu. Și asta e. Asta e. E asta surpriză. Nu pot să zic, Mirel, că ai 3 din 3 și n-aș vrea să faci o bine, că am văzut că ne mai dai. Uite, te ajut, exact. e surpriza, frate. Dacă era 0 din 3, era Mirele, te rog eu, uite-te mai în josul ecranului. Nu, frate, hai! Ori suntem buni, ori nu mai suntem până la urmă. Bă, le-am ciupit prea bine până acum, mă simt așa pe ele. Acum că ai și zis că s-ar putea să fie surpriza, s-ar putea să fie surpriza. Dar și dacă nu o ciupesc pasta, mai am 4, mă descurc, merg pe 7. Parcă îți calculez banii, păi și dacă nu iau ăsta luna asta... Vezi că e mereu, odată la 2 săptămâni îmi calculez banii, deci mai am așa, până... Mă, dacă nu o ciupesc pasta și primesc de la maică mea aia... Justa? Dacă e de la maică ta, mă. Bă, vezi că eu fac surprize de astea la emisiune, n-ai mai văzut? Și să-i fi dat o glumă, spuneți, doamna Popinciuc, spuneți asta, uite, vă dau aici, citiți nu asta. Nu mă reprezintă, doamnă, vă rog, credeți-mă. Vă rog, nu o să știe prostul, o să-l prind. Cu ce se dă un DJ după ce se bărbierește? Cu after party. Mi se pare Frâncu. Și mie mi se pare Frâncu, mersi frumos. Eu am spus că nu mi se pare Frâncu. Nu, gata, o să merg cu Mane. Interesantă alegere. Dar vrei să mai asculți o dată? Deci nu e Mane, mersi frumos. Hai, mai dă o dată, bă. Cu ce se dă un DJ, DJ după ce se bărbierește? Cu after party. Cu ce se dă un DJ? Mane are asta așa și când vorbește mai așa, da, DJ. Da, dreptate. Sau Frâncu. DJ.
Nicolae nu, nici Bart. Gheorghe a fost, Bucălaie nu. Bă, deci ori e surpriza, ori e... ori e Frâncu. Răspuns final? Frâncu. Frâncu. Nu a fost, nu? Cu ce se dă un DJ după ce se bărbierește? Cu after party. Mamă, bă, ce f***te în gură, Cârgeanu. Bă, dacă nu bă, sunt ce... bun la emisiunea asta, să... bă, să mă merită o emisiune la un moment dat pe TV, frate. Bă, cât de bun sunt la... Bă, ce-am zis, mane, mă? Păi ai zis, frate. Lasă-mă, frate. Făceai 4 din 4, cine se mai juca? N-ai bun să mă lași, mă. N-ai mai bine nimeni la emisiunea asta, Mirele, crede-mă, dacă reușai. Bine, bine. Pierd nimeni. Pierd eu ca să mai vină și alții. Mirel, tu... tu ai terminat o facultate de psihologie, nu? Așa, da. Ia, zi la ce mă gândesc. Dacă ești bun. Zi. Mamă, că sunt eu rupt de foame și că îmi cumpere un McQuizor după emisiunea asta. Da, combo. Nu? Nu? Cât e? 6 lei? 660 cam. Vezi, fără reclamă în emisiunea asta. Fără reclamă. Mi-e un puișor. Mi-l prăjești nu acasă, îl pui. Păi da, da, și nu se știe de la ce e puișorul, de la ce brand nașpa? Mă feresc, suntem îmbrăcatiru de la o gospodărie de aici. Vis-a-vis, să ne cerem ce pui vindeți. Deci nu poți să ghicești la ce mă gândesc. Ce cum cred că, nu cred că așa funcționează psihologia. A, nu? Nu, nu. Am învățat să spun lucrurile importante cu cuvinte complicate. Am învățat să spun nu. Ai învățat să spui nu la facultate? Cum refuzi, Mirel, altceva? Tu uită ce am vorbit. Tu mai punem 3 întrebări și după aia te hotărăști la care vrei să-mi răspund. Uită ce te-am întrebat. Cum refuzi un show cu niște oameni cu care n-ai vrea să faci show-ul ăla? Mi-a pus deja și o cârge. O dau pe tine de obicei. Așa când... Serios? Da, păi da. Și cum faci? Că omul ăla poate verifica. Aș verifica. Dacă tu îmi zici, bă, s-a ocupat pe ăsta, o dată nu verific. De două ori zic, bă. Bă, da, a treia oară, mă uit să vă unde morții tăiai și o Mirele, dă-te-n p***a mea. Nu, dar știu că, cel puțin în ultimul timp, dacă te rog frumos ai minții pentru mine, asta, pe asta mă bazez. A, ok. Că poate o să ai și tu un necaz cu niște băieți cu bâte la un moment dat și poate îmi dai un telefon, lejer, poate te rezolv. Și ce poți să faci să zici că ai un corporate? Că e corporate, n-apare pe Facebook. Acum nu știu câte corporații ar vrea să le intru eu pe ușile firmei, dar sigur că da. Să le dai răutăți de alea, cum faci tu la televizor, că te-am văzut. Da. Să mă plătească în mouse-uri. Eu primesc și tehnologie. Mouse-uri, tablete. Am acasă. Mirele, 3 din 4 ai. Mâncați aș gura ta. Din cauza cui nu se știe neapărat. Mamă, făceai 4 din 4, îmi distrugeai emisiunea. 3 din 4, hai cu gluma 5, da, Mirele? Da, frate, hai. N-am excelat la nimic niciodată în viața mea. Până la sex un grup. De fiecare dată ies primul. Păi, e foarte grea asta. Mi se pare că e surpriză. Că e surpriză. Nu putea. Eu, mar. Hai, hai. N-am excelat la nimic niciodată în viața mea. Până la sex un grup. De fiecare dată ies primul. E surpriză. Nu e surpriză. Nu e, mai justul? De acum la toate o să zic e surpriză, ca să... Nu e, frate, acum stai liniștit. Nu e. Am zis la început că surpriza, sezonul ăsta, are și fața modificată. Adică o să arăt cu fața modificată. Când îmi arăți clipul după? Da. Păi cu ce mă interesează înainte să ghicesc asta, acest detaliu? Că nu mă ajută. Îmi arăți după fața. Nu, îți arăți și înainte fața modificată. Adică asta e upgrade-ul sezonul ăsta. Deci când o să dai play ăsta la surpriză, mi-o arăți, da, de direct, deci... și eu o să știu sigur că e surpriză. Da, frate, am meu. Înțeles. Aș fi crezut că... Nici tu n-ai explicat bine, Vera, o să vezi tu când editezi, frate. Zi mă, Mirele, cine crezi că e nebunul ăsta? M-aș fi aruncat pe Dobrotă dacă era surpriza, dar mai dă o dată. N-am excelat la nimic niciodată în viața mea. Până la sex un grup. De fiecare dată ies primul. Dobrotă e genul ăsta? Care nu excelează la nimic în viața lui? Sau de ce ai simțit că ar fi Dobrotă? Nu mă mai iau după textul glumei, mă. După accent. A fost puțin accent excelat acolo. Da, da. E Dobrotă un la unul. Eu simt aici. Deci dacă nu e Dobrotă, mai dă-i odată. Cea mai lungă emisiune de până acum. Zici? N-am excelat la nimic niciodată în viața mea. Până la sex un grup. De fiecare dată ies primul. Tomi, ce grea emisiunea asta, nu trebuie de ce nu o cumpără Netflix. Bă, problema e că dacă mergeam cu 0 din 3 la început, mă durea acolo, acum eram, mamă, zi, aruncam, știi? Dar acum, bă, există poți să faci 7 din 8 cu aia, să fii cel mai bun. Poți să mă duc rachetă, frate. Globală. O să merg cu Cătălin Bordea. Cătălin Bordea, răspuns final? Mirele, eu îți vreau binele, mă știi.
Bă, și am să las Cătălin Bordeac. N-am excelat la nimic niciodată în viața mea. Până la sex în grup. De fiecare dată ies primul. Este, mă. Bă, puțin accent acolo. Este Cătălin Bordea. Mirel, ești senzațional la jocul ăsta. Sniper Master. Senzațional. Mersi mult de tot, frate. Chiar nu mă așteptam să fac așa de bine. Cred că o să... Cred că mă înscriu la master după emisiunea asta. Atât de multă încredere. La ce? La master, frate. Nu știu la ce. Aha, la master, la... Da. Cred că mă continui studiile. Mi-am dat seama că... Du-te tu pe psihologie, că ești bun pe psihologie, am văzut. Nu? Ai ghicit. Ai ghicit. Da, asta e, că aici e psihologia omului, nu e... Mirel, toți oamenii care se uită acum, te știu că ești foarte răutăcios la Rose Battle. Așa mă știu. Foarte muist. Da? De unde se trage asta, Mirel? Ce... Mi-ai luat degetul mic? Doar fix dintre toate pe la live-ul? Ce traume din copilărie te-au adus aici? Bă, traume... Nu le-ai zis ce traume, când ți-ai dat seama că ești muist, Mirel? Care a fost primul moment care ai zis... Bă, să știi că eu când eram mic eram foarte de treabă. Da? Și unde? Da. Ajutam bătrâni să traverseze strada, aruncam doar la gunoi. Aruncam, da. Și... Nu dădeam cu piciorul mingea de basket, asta e. Dădeam doar cu mâna, nu puneam piciorul pe ea. Acum țin și picurele dacă prind una. Dar credeți că era pe bune sau era un mit chestia aia că face ou dacă o lovești cu piciorul? Chiar face. Chiar face? Da. Bine, depinde și de tare tragi. Că la mine asta era, băieții prindeau minge de basket și era fix ăla cel mai mare din cartier. Era vere, 10 lei că ți-o dau pe bloc să moară mama mea. Aia era, că frații mei o dădeau rachetă, o petaje în sus, îți dai seama, dragul, că făcea grâmă când cădea pe mașină. A, toți vorbeau cu vere acolo la tine? Nu, asta cu vere am ciupit-o în ultimul timp, că mi se pare că mi se potrivește. A, era cu frate, asta, cu frate, cu metre și asta cu metre. Era... Dar când intri la Dristor, da, nu puteți să zic că iei vere prima oară sau te simți? Pe porțile cartierului? Sau la kebab? Aia n-am făcut reclamă, fac și n-am... Stai, că la ce? La Dristor unde când intri? La Dristor kebab. La Dristor kebab. Bă, să știi că de-a lungul timpului am avut mulți prieteni care lucrau la Dristor. Și erau... Adică... Nu pare, nu, surprinzător. Odată pe an mă duc și găsesc câte un tovară. Și ce faci, mă, aici? Te-ai angajat? Salut, frate, hai. Păi și mie. Și eu comand o baghetă pui și îl îmi pun o lipie amestec. Știi că suntem tovară și astea tot timpul. Mai o porție de cartofi, mai... La pagina care dai mâna cu el înainte, știind că cu mâna aia o să-ți facă... Nu, batem cu pumnul acum, ca și e pe pandemie, pe astea. Are și el varză în palmă, știi cum e. N-ai făcut niciodată practică și tu la Dristor? La facultate. La psihologie au zis, bă, du-te la Dristor, da. Și... Oameni buni, ghiciți ce vine acum, gluma surpriză. Mamă, Mirel, ești fața? Pregătit? Mi-arăți și fața? Da. Hai, ce, l-ai pus pe Winnie the Pooh pe frunte? Ești pregătit, frate? Ha. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea. La al treilea proprietar. Bă, cum e emisiunea asta, frate? Bă, bună rău, bă. Coaie, ce e fața aia, coaie? Cine? Gata, nu mai am voie să-l văd odată? Mai ai voie odată. Adevărat? Nu, spune de câte ori vrei. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea. La al treilea proprietar. Mamă, te ține sus pas emisiunea asta. Cine să fie, nebun? Mi-am și ghiorțit imațele fix acum, le-a tras la valiera, bine. Sunt convins, să le lași, le-a tras eu și aproape direct, mi-a patinat buricul. Și sunt aproape mațele aici. Da, bă, eu zic că le-a tras. Mami, îmi bate inima, ia inima. Da, mă, ai dreptate, nu cred că le-a tras. Bă, după față... Eu vezi că e modificată fața, nu e fața lui, el nu e așa gras. Înțeleg, mă, dar bă, eu înțeleg. Uite față, ce zici că după față. Zici că e bidon de țuică, coaie. Zici că e bidon de țuică. I-a pus, a pus barbă și ochi. Și a revenit Mirel Popinciuc, zi, frate. A pus barbă și ochi pe un bidon de țuică. Bă, după cum e după cum e barba aia. Și zis, micuțul, dar nu e vocea. A, micuțul e ca un bidon de țuică. Nu, că i-a făcut, capul mai mare. Mamă, domnule Cosmin Nedelcu, eu știu că... Zi, frate. În trecut ne-am vorbituri la telefon, dar să știți că nu. Cine are pletele alea, bă, băiatule? Și Costel? Șetreanu? Tu? Gata, cred că știu. Poți să mai pui o singură dată? Îmi dai voie? Nu, nu știu. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea, la al treilea proprietar. Bă, da, am tangențe cu persoana aceasta. Adică, foarte mari. Foarte mari? Da. Bă, tu mai rău. Și e din stand-up. Nu pot să spun asta. Ce prieteni mi-ai sunat, mă, tu să zică glume? Și să aibă mașină? Și la al treilea proprietar, gândește și la orice detaliu, contează, mă.
O să nu, nu. Deja mi-am asumat să-mi asum că dau ghirlă pe asta. Ce bună emisiunea, frate. Bă, a început el cu 3 din 3 și părea cu coaile mari așa. Aș fi zis, Ionuț Fieraru. Ok. Da, car pe pleată, dar el are părul mai mare. A voce. Bine, duce i-am pus acolo. Plete. I-am pus plete. Lasă. Mamă, ești sincer? Ești, mamă, m-a ajuns cu asta? Ești așa, așa băiat bun ești? Atât de bun sunt pe editare, mamă, i-am pus chiar plete. Nu, chiar nu se vedea că... Mirel, timpul ne presează. Avem tot înainte reclamă imediat. 30 de secunde în cască, mi se spune, da, vreau răspuns. Dar dacă nu nimeresc, îmi iei combo-ul ăla de la Mac oricum? Îți iau oricum combo, poți Mirel. Poți să dai bip cu Mac. Îmi iei combo-ul ăla. Poți să dai bip. Poți să-i rogi să-l pregătească. Îmi iei combo-ul ăla de la Hala Traian? Nu știu referința. Am zis un loc random. Mirel, răspunsul, te rog. I-ai pus și barbă? M-a dus multă lume cu mașina acasă de-a lungul timpului. Ok. De la show-uri, asta e. Ok. Asta e. Edi Rădoiu se simțea accentul dacă era. Că și l-am adus de câteva ori. Bă, fii atent cum facem. Fii atent, ia zi, bă, e vere. O mai pui vere, o mai pui o dată, dar pe filmare lași și tu să vadă că mi-ai dat play doar de 3 ori. A, dar oricum mai tai alea. A, perfect, mai facem, tai. mai dai. Ia vere. Nu, mă, nici nu mai vreau să-l văd. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea, la al treilea proprietar. Deci, ai dat până acum în micuțul, că e bidon. Ai dat John Nedi Rădoiu. Mai dă cu căcat în oameni, Mirele. Fii tu. Bă, chiar nu-mi dau seama. Adrian Nicolae? Nu, deci e surpriză, dar nu e, hai să mă uit să iau prin eliminare așa. Deci, Bobonete, oameni... mă. Nu e acolo Bobonete, nu? Caz, nu, mai sus nu mă duc asta, trebuie să mă duc în open mic, să mă duc în oamenii pe care îi știu eu. Mamă, ce jignire, Doamne, Bobiță, sper să nu vezi asta. Cum să zici, mă, că e de open mic, Bobo? Băi, da, asta am zis? Păi da. Băi, crezi, nu mai pune cuvinte. Filme, în seriale. Cred că nici nu mai găsesc WhatsApp-ul pe telefon, atât de bulversați în aceste momente. Poți să păstrezi pentru mai târziu? Da. Adevărat? Dă-i skip, ca la... Faci mișto, am posibilitatea asta? Ai posibilitatea, la școală de șoferi. O las ultima, că dacă am nimerit 6 din nou până atunci, mi se rupe la efect. Și crește presiunea, o să fie interesant, pun muzică pe fundal, super tare. Da. Trecem mai departe, a dat că pas, Mirel, că ai voie. Bă, ce, a mai făcut cineva asta? Nu, frate, ești primul. Este, frate. Bă, atâtea... Primul la ceva, în România, primul care dă skip la emisiunea asta, frate. Am mai dat oameni, crede-mă. Am mai dat. Nu la emisiune, vreau. S-au dat doar la final la micuțul, dacă e ceva interesant, să e. Da, da. Gluma 7, ești pregătit? Hai, da, frate. Acum nu mai știu cu numărătoarea. Forțe proaspete. Câte ai? Am 3. 3 din 5. 3 din 4. Și la 6 am dat skip. La 5 am dat skip. Nu, mă. Am 4 din 5, la 6 am dat skip. Așa. Și mai sunt 2. Da. Haide. Când Nelu Cortea își dă drumul, pune și o felie de pâine sub. Pentru că îi place slana picurată. Aici, nu știu, a fost o greșeală. N-a înțeles că ești tu invitat. Nu știu ce a înțeles invitatul. De unde gluma despre Nelu Cortea? Dar pentru că a dat Nelu, e deja... Bă, uite, pentru că am dat skip la asta înainte, o să te mai rog să o pui o singură dată și ghicesc, frate. Când Nelu Cortea își dă drumul, pune și o felie de pâine sub. Pentru că îi place slana picurată. O să merg cu Radu Bucălaie. Unde? Bă, subscribe pentru mai multe glume. Bună, bună rost. Când Nelu Cortea își dă drumul, pune și o felie de pâine sub, pentru că îi place slana picurată. Cu slăboz! Așa, a dat-o din delivery din asta. Bă, de nicăieri. Nebun, nemare de mult. Zic, bă, o glumă pentru Mirel Popinciuc, am cu Nelu Cortea. Zic, mersi frumos că asta ți-am cerut. Eu mai scriu de Nelu și le-am așa, îți dau una din asta. Am despre Nelu Cortea. Ai, bine. 5 din 6 și un skip. Da. 5 din 6 și un skip. Dacă o ghicesc pe asta la skip-ul ăla, bă, o dau, știi cum. Nu e frumos, Mirel, poți să bazi recordul, să te piși pe Drăcea și pe Luiza. Da, dar merit asta. Crezi că? Da. Da? E foarte special. Gluma 8. Mirele. Hai, frate. Lumea era foarte aproape să aibă 2 criminale în serie. Noroc că fratele primului avea mai multă pasiune pentru băutură decât pentru femei și de-aia acum lumea îl știe drept Crâjmaru. Eu n-am vrut să o bag, sincer. O alegere foarte bună ar fi fost. Sunt eu prost că n-am înțeles gluma? Eu n-am înțeles toate cuvintele. Poți mai pui o dată și încerc eu să-ți explic? Vrei? România...
Rămâne era foarte aproape să aibă doi criminali în serie, noroc că fratele primului avea mai multă pasiune pentru băutură decât pentru femei și de-aia acum lumea îl știe drept Crâjmaru. Crâjmaru? E vreun criminal care genși un joc de cuvinte în direcția asta? Ok, nu prea știu. Da. Nu prea sunt cu bătăile și cu... Mi era de ajuns vocea, dar acum că am văzut și conținutul... E și clar, clar, e clar barbu. România era foarte aproape să aibă doi criminali în serie, noroc că fratele primului avea mai multă pasiune pentru băutură decât pentru femei și de-aia acum lumea îl știe drept Crâjmaru. Dar și-a pus green screen în spate așa, sau, și erau nori, apăreau nori la un moment. Și-a pus green screen ca să pună culoare albastru, să mă așa pare efectiv. Cine are perete așa vopsit în cameră sau unde a filmat? Are colțuri, depinde cum se simte în ziua aia. Mamă, ți-ar merge un albastru în seara asta. După mood, cum e? Bă, astăzi sunt puțin supi, o să pun albastru ăsta melancolic. Foarte mișto, Mirel. Râdem. Ai 6 din 7. Poți să bați orice record. E surpriza, e foarte grea. E momentul culminant al acestei emisiuni. Mie îmi bate inima acum. Zic asta doar pentru teaser la început. Doamne, ce moment. Zici, fă și tu niște chestii astea. Oricum te bucur de obicei când simți că-ți bate inima încă o zi, încă o zi de viață. Am mai păcălit o zi, mă, ies. Bate și azi. Da, mă. Deci nu mai, nu mi-arăți că nu mai trebuie să mi-arăți că nu. Deci care, poți să-mi zici care era gluma? Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea, la al treilea proprietar. Hai să luăm cine are mașină din stand-up. Vorbi, mă. Glumele lui Popinciuc... Hai, Mirele, că e gata banda. Deci are barbă. Stai, că mi-a venit. Ar putea să fie George Dumitru. Ok, nice, da. Ești George aproape Dumitru, călduț. Care mașină. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea. Birtaș? Mă duc și eu. Așa. Nu are rost. O lungesc, o să zic... Ne-am întors după pauză. Mirel are soluția. Mirel, cine este gluma surpriză? Cine este în spatele măștii de la Antena 1? Nu știi niciodată când. O să merg pe George Dumitru, dar de că nu știu că e, știu că nu e corect, dar bă, și dacă e. Glumele lui Popinciuc sunt ca mașina mea, la al treilea proprietar. Să mă bată mama mea. Nu, ai specificat că se poate, eu am văzut acum vreo 2 ani. Am zis la un moment dat pentru o zi o să pun de două ori un om. Mai vreau să vezi cât de fan sunt, frate, cât de mult mă uită. Deci lasă-mă, câte premiere bă, sezonul ăsta, bă, iert, rămâneți aproape. Chiar sunt bine, cu cine mai a avut 6 acolo? Mamă, și acum o să zic, bună ziua, haide, recordul mă. E Popinciuc, Luiza, Drăcea, nu puteți este, faci și tu 7. Bă, forță, frate. Bă, eu am vrut să fiu aici, să bă, nu pare că... Bă, ce jegos, de unde știai, ți-am arătat? Eu am vrut să pară că doar Cârge se ocupă de emisiunea asta și că n-are o echipă în spate să mă uit, să văd, să vorbesc cu băieții, știi? Că eu așa puteam zic că uite, e și Relu aici, e și Damian, are, sunt mulți oameni care lucrează. Dar să pare că e greu, tot greu pe mine, eu am dat rec la cameră. Adică dacă îmi iese din când în când mai rău, să se știe că bă, măcar face singur, frate, se ocupă, știi? Mirele, îți mulțumesc frumos, mult, bere. Frate. Bere. Ești ce trebuie. Bere. Mirele, să rămâi la fel de focusat, frate. Așa? Să dai cu căcatul ăia de pe scenă, că te-am văzut. Zici cine câștigă Rose Battle-ul? Na, nu cred că am voie contractual. Am? Mi s-a dat? Tu ai contract, crezi? Nu cred. Te arunci, frate, cu ăla cu contract. Nu-i pasă nimănui. Nu, dar poate. Ce planuri ai pentru anul acesta, Mirel? Pentru anul acesta să strâng bani, să-mi iau o trotinetă. Câți bani câștigi, Mirel? Nu cred că e ok să zic. De ce? Ai alte 80 de contacte care te-ar putea angaja dacă te dă afară. Da, mă, nu, dar o să se uite și colegii mei de muncă. Crezi? Da. Ok. Colegii mei de muncă chiar... Salutăm grădinițele din România. Vă salut cu stimă și respect și nu cred că e ok să afle ei câți bani fac. A, tu e mai mult decât ești, genul de măist. Nu știu, sigur. Care a vorbit cu șeful și... Nu știu. Păi mie mi-ai zis ceva de 48 de milioane la un moment dat. Eu sunt... S-am mai mărit? Asta, într-o vară. Da, asta... Eu și muncesc de mult. Păi anul trecut mi-ai zis 48. Acum cred că e și mai mult, că parcă e ceva manager acum din ce mi-ai zis. Să tot mă duc pe 3.000 de euro. Eu cred că mă las de stand-up într-un an, dacă tot mi-ai zis. Cât te-a dat Bordea în turneu în străinitate? Uh-huh. Păi bine, Mădălin, mulțumesc frumos că m-ai invitat. O seară frumoasă îți doresc, Mirel. O seară frumoasă. Asta e camera mea. Tu iei Rose Battle-ul? Voi să... Ai luat Rose Battle. Zi-mă adevărat. Îl iau, frate, îl iau. Asta apare după finală sau nu? Nu, apare înainte de finală. Înainte de finală. Ești în finală? Să vă uitați. Să votați. 1-3-1-3 textul fie, Mirel. O să fie bine. Ăsta a fost episodul, dar stai, nu pleca. Lasă-mă să-ți mai povestesc. Fii atent. Dă un like acestui clip. Lasă un comentariu de ampule dacă vrei. Sau, dacă vrei să fii premiat pentru toate aceste acțiuni, vezi că am un giveaway. Am un giveaway cu porc, unde dăm 1000 de lei voucher. Mai sunt 3 zile.
Dacă vezi chestia asta fix când o postez, dacă nu, două zile sau o zi sau a expirat giveaway-ul. Ai mai multe detalii în linkul din descriere sau aici un screen recording ca să-ți dai seama cam ce trebuie să faci. Follow la mine pe Instagram, follow la Porc, subscribe la mine, subscribe la Porc. Foarte easy, 1000 de lei, fac extragerea în următorul top. Asta dacă vrei să te bagi. Dacă nu vrei să te bagi, pot doar să-ți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc că te-ai uitat până în acest moment și pot să-ți recomand alte clipuri. Poate te-a prins chestia asta de ghici glume și vrei să te mai uiți. Uite, am aici episod cu Micuțu sau am aici cu Frâncu. Vezi care îți place mai mult. Dacă îți plac și astea două, vezi că mai am pe canal o grămadă. Uită-te tu pe acolo, dă un subscribe și ne vedem data viitoare. Te salut! Pa!